Salut! Astăzi vom vorbi despre candidoza bucală. Ce este aceasta, cum se manifestă, factorii de risc și cum o putem preveni. Ce este candidoza bucală? Candidoza orală, numită și candidoza bucală, este o afecțiune în care ciuperca candida albicans se acumulează pe suprafața gurii, în special pe mucoasa jugală, care este reprezentată de fața internă a obrazului și pe limbă. Aceasta provoacă leziuni albe și cremoase și, în cazuri mai severe, se poate extinde și până la nivelul faringelui sau mucoasa traheală. Candida albicans provoacă leziuni albe și cremoase, iar în cazurile mai severe, aceste leziuni se pot extinde până la nivelul amigdalelor, cerul gurii, gingie, chiar și până în zona faringeană. Deși candidoza bucală poate afecta pe oricine, este mult probabil ca acesta să afecteze persoanele în vârstă sau bebelușii, aceștia având o imunitate mult mai scăzută. Acest lucru se poate întâmpla și la oamenii care urmăresc anumite tratamente medicamentoase sau anumite persoane cu afecțiuni. Cum se manifestă? La copii și adulți inițial este posibil nici măcar să nu observați simptomele inițiale. Ulterior, aceste semne și simptome pot include leziuni albe cremoase pe gingie, partea internă a obrajilor, pe limbă, leziuni ușor reliefate ca aspectul brânzei de vaci, roșață, arsură sau durere care poate fi suficient de severă astfel încât să afecteze masticația, fonația sau alte funcții. Frecvent poate apărea o sângerare dacă leziunile sunt frecate sau răzuite, crăpături și roșeață la colțurile gurii, uneori poate apărea senzația de vată în gură, pierderea gustului, cum afectează candida albicans sugarii și mamele care alăptează. Pe lângă leziunile albe distinctive din cavitatea orală, sugarii pot avea probleme de hrănire, pot fi agitați sau foarte irascibili. Aceștia pot transmite infecția cu candida albicans mamelor în timpul alăptării. Infecția ulterior poate trece de la un capăt la altul între sânii mamei și gura copilului. Femeile ale căror sâni sunt afectați pot prezenta următoarele simptome: mameloanele neobișnuit de roșii, sensibile, chiar și dureroase, piele lucioasă sau descomată pe zonele afectate, dureri neobișnuite în timpul alăptării. În mod normal, sistemul noastră imunitar lucrează permanent pentru a respinge tot felul de bacterii, virusuri sau ciuperci, menținând în același timp un echilibru foarte bun între bacteriile bune și bacteriile rele din organismul nostru. Acest proces se numește homeostazie. Dar uneori, aceste mecanisme de protecție eșuează, crescând numărul de ciuperci candida și permițând instalarea unei infecții. Este posibil să aveți un risc crescut de a avea o infecție cu candida albicans dacă sunt prezente unul sau mai multe din următorii factori: imunitate slăbită, diabetul, medicamentele, cum ar fi prednisonul, corticosteroizii sau anumite antibiotice care perturbă homeostazia corpului. În acești factori de risc mai intră și alte afecțiuni din cavitatea bucală pe care le are pacientul, cum ar fi purtarea de proteze dentare sau alte afecțiuni care provoacă uscăciunea gurii și permit instalarea acestei infecții. Complicații. Candidoza bucală este rareori o problemă pentru adulții sănătoși. În cazul persoanelor cu imunitate scăzută, cum ar fi în urma unui tratament împotriva cancerului sau unei infecții cu HIV-SIDA, leziunile pot deveni astfel mult mai grave. Candidoza orală netratată poate duce la infecții sistemice mult mai grave, iar având un sistem imunitar slăbit, aceasta poate ajunge în esofag sau în alte părți ale corpului. Cum să previi? Deci, zic prevenire sau cum să previi? Dar cum poți să previi candidoza bucală? Clătiți-vă gura. Este indicat ca, de exemplu, după ce ați folosit un inhalator cu corticosteroizi, să vă clătiți gura sau să vă periați pe dinți după ce ați luat medicamentul. Igiena bucală. Este necesar să te speli pe dinți de minim 2 ori pe zi și să folosești alte mijloace auxiliare de igienă, cum ar fi ața dentară, dușul bucal. Verificați-vă proteza dentară. Este important ca aceasta să nu vă provoace leziuni și să nu vă facă răni asupra mucoasei. Aveți grijă ce mâncați. Încercați să limitați cantitatea de zahăr pe care o consumați, deoarece aceasta poate încuraja dezvoltarea candidei albicans. Mențineți un control bun al glicemiei dacă aveți diabet. O glicemie bine controlată poate reduce cantitatea de zahăr prezentă în saliva dumneavoastră, descurajând astfel creșterea candidei. Dacă aveți gura uscată, este important să o tratați. Întrebați-vă medicul dentist despre modalitățile de a evita sau de a trata o gură uscată. Și mergeți regulat la dentist.